Ce semnificație are Sâmbăta Morților? În primul rând vreau să știți că la fiecare mare sărbătoare, da, noi creștinii ne aducem aminte de cei adormiți, pentru că sărbătorim împreună cu ei. Vă aduceți aminte cum de Paște vine tot românul din diaspora, se fac cozile acelea la graniță, da? De ce? Venim toți să sărbătorim împreună. Da. În poporul evreu, la fel, toți se adunau de Pesach la Templu Sfânt împreună. Acum, la Marea Sărbătoare a Cincizecimii, ne adunăm toți împreună. Dar ne adunăm împreună și cei vii și cei care nu mai sunt printre noi, pentru că viața noastră nu este doar aici. Viața noastră are două etape. Da. Una trăită în trup și în funcție de cum trăim în trup, avem o a doua parte pe care o trăim în funcție de cum am trăit aici. Și anume, la bucuria cerească la rai sau la iad. Este o realitate. Astăzi societatea modernă fuge de ideea asta de iad, vai, iad. Da. Nu Dumnezeu pedepsește. Omul singur care trăiește departe de Dumnezeu și care nu vrea să accepte aspectele bune ale vieții, bucuriile vieții, să fie om bun, urmează să trăiască ceea ce a ales. Deci cumva a doua parte a vieții este aceea, practic moartea, dragul meu, e ca o pauză. Ai văzut la o partitură o piesă? Așa. Moartea e o pauză. Pauza face parte din partitură și trecem în cealaltă parte. Trăim un pic aici și apoi ne ducem dincolo, dar noi existăm și dincolo. De aceea noi ne rugăm pentru cei adormiți, că există și dincolo. Am înțeles. Părinte, de ce facem parastase? De ce există? Sunt toate tradițiile astea pe care noi le respectăm, dar adesea, dacă suntem întrebați, domnule, de ce se face asta? Da. Așa am bine, fost învățați. Adevărul este că s-a exagerat mult cu tot felul de tradiții. N-ai voie să dai decât la o femeie blondă, da, o femeie brunetă, da. Dai 7 pachete, dai 15 exact, dare. Exact, sunt dai în funcție de zonă diferă. E ceva, vă spun, este un stufăriș așa, da, înfiorător la un moment dat. Dar haideți să ne ducem la esență. Exact. Pentru că suntem aici la Pro TV să iluminăm pe oameni. De ce se fac aceste parastase, părinte? Dragul meu, tu, să zicem că îl ai pe tatăl tău, da, care la un moment dat, da, pleacă departe, în Australia. Așa. Dăm un exemplu concret ca să înțelegem într-o paralelă umană, reală, ce ar însemna, care e semnificația acestor paralele. De ce facem noi asta? Să zicem că tatăl tău pleacă departe, în Australia. Așa. Și tu nu te mai întâlnești cu el, e foarte departe, da? Bun, când ajunge acolo în Australia, la un moment dat îi se termină bănuții, întâmplător, da, și te sună și zice, fiul meu, Cove, dragul meu, trimite-mi și mie, am și o nevoie de un ajutor. Și da, atunci tu, că această tehnologie modernă, viața modernă, pui mâna pe telefon, da, și acum faci un transfer instant, imediat, sunt corect, în metode noi. Corect. Și ai dus o valoare, banii, da, valoarea, da, bănească. I-ai trimis-o lui și el în tot secunda aia, el îi primește. Și el, să zicem că este într-un magazin, caută, da, ceva, a găsit ceva bun și nu are bani. Și tu îi trimiți de aici, a? Îi trimiți că-l iubești, îi trimiți imediat acolo, departe, în Australia. Și el beneficiază de ei. Adică, practic, noi, când facem parastasele, da, noi trimitem în energie, în har, în energie, celor care nu mai sunt pe aici printre noi, celor de dincolo, trimitem acea emoție a bucuriei pe care o are cel care primește pomana, da, trimitem darurile noastre către cei care sunt dincolo în cealaltă lume. Acum e o chestie, dacă, de exemplu, tatăl tău e foarte bogat, da, de exemplu, cum a fost bunicul meu, care a trăit ca un sfânt a trăit, a fost luminos, el sigur că nu mai are nevoie, da? Să zicem că dacă tatăl tău e foarte bogat, se duce în Australia, da, îți trimite el ție bănuți. Aha, adică, aha, cel care a trăit o viață sfântă, bunicile noastre, minunile astea de femei minunate, da, care s-au dus la Dumnezeu cu dragoste, au trăit frumos, ele ne ajută pe noi de acolo. Și atunci, cumva, noi dăm pomană, da, dar atenție cum dăm pomană, apostolii. Aici este foarte frumos că în Constituțiile Apostolice și în cărțile din secolul 1 spune clar, dăm de pomană celor nevoiași. Celor amărâți, da, pentru că astăzi a apărut o fală, un schimb de marfă, da, e parastas, exact. Domnule, îi dau la vecina să vadă că sunt eu foarte bogată. Corect. Și dau numai bere din aia, n-am voie să spun, da, eu. Dau, părinte, numai cu tare. Asta, da, e schimb, da, de marfă, dar nu e regulă. Oamenii întreabă, domnule, dar mai mănâncă? Înțeleg explicația pe care deci paralela, înțeles, paralel, noi dăm bun în duc celor de lumea de dincolo. Da, dar noi dăm de mâncare. Domnule, mai mănâncă persoana trecută în neființă, mai are nevoie de această mâncare? Păi normal că nu mănâncă fasolea pe care o dai tu, fizic, pe care o dai tu, sau orezul ăla cu lapte pe care exact tu dai. Dar
ce se întâmplă? Tu când ai făcut un efort, așa, tu practica să faci pomană, da, ai plătit, ai cumpărat, da, ai dus, da, la magazin, deci ai gătit, totul de este casă, energie, da, dragul meu. Mm-hmm. Tot ce ai făcut tu este o energie pe care o dai pentru sufletul bunicii tale, a Anica, da, Aurica, Maria. Și tu când zici să fie pentru sufletul lui sau ei, da, în momentul acela celălalt zice Dumnezeu să o ierte sau Dumnezeu să-l ierte sau Dumnezeu să o odihnească. Da. În momentul în care spune așa, el emite o rugăciune, omul acela. De aceea e bine să dai celui amărât care chiar se bucură. Dacă îi dai unui copil o ciocolată, da, da, poți, da, să, da, spui în gândul tău să fie pentru sufletul bunicii mele, să nu știe copilul. Dar copilul se bucură. E, bucuria aceea, se transmite, uh-huh, în har celui care este sus. Asta este, de fapt, totul este energie. Tu dă cu inimă bună celui, da, amărât, celui nevoiaș, du-te la un cămin de copii, du-te la un azil de bătrâni, dă acolo celor care simt bucurie și care spun aceea, boda proste, boda proste, da. Și acea energie urcă sus, se duce departe în Australia, valoarea efectivă a ceea ce dai tu. Părinte, bun, de ce facem colivă? Coliva este simbolul învierii. Așa. Dragul meu, noi facem colivă pentru că coliva e făcută din grâu. Din grâu, grâul, da, este semnul învierii. Ce face grâul? Grâul intră în pământ toamna, da? Da. Îl pui în pământ, bucățica aceea... puțin acolo, mică, pui în pământ. Da, 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 da. Da. Grăuntele la mic se așează acolo. Sub apă putrezește, atenție, putrezește el, dar are informația în el, uh-huh, că în primăvară înflorește și înviază. Deci, practic, grâul, da, este simbolul învierii. De-aia noi, când vedem o colivă, ne gândim la grâu care se așează în pământ, moare în pământ, sub apă. Apa îl face să se trezească la viață și primăvară înviază odată cu Paștele, cu sărbătorile. De aceea facem noi colivă. Colivă. Pentru că grâul e simbolul învierii și noi toți vom învia, COVID, dragul meu. Am înțeles. Toți vom învia, sufletele noastre și trupurile vom învia cu toții.